Proiectul de lege care vizează protejarea pădurilor din Ilfov, depus în Parlament de către activiștii platformei civice Împreună pentru Centura Verde, a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ. Activiștii au lansat inclusiv o petiție pentru a susține acest proiect menit să țină în picioare pădurile din jurul capitalei pentru un aer mult, mult mai curat. Alex Găvan, fondatorul platformei civice Împreună pentru Centura Verde, este în direct cu noi. Bună dimineața, Alex, și mulțumim foarte mult pentru prezență. Bună dimineața, vă îmbrățișez. M-am întristat puțin văzând știrea voastră de dinainte legată de palmierii respectivi, pentru că aparent nu există nicio legătură, dar pentru noi există. Spun asta pentru că, vedeți, pe de o parte, palmierii respectivi ne arată ceea ce vine spre noi, adică schimbările climatice. Da, sunt un fenomen care deja încep să ne afecteze pe toți, la care protejarea pădurilor din jurul Bucureștiului, cât și plantări și replantări, ceea ce ne propunem în paralel, sunt parte din soluție. Și pe de altă parte, lipsa de viziune a administrației locale, lipsa crasă de viziune a administrației locale, pentru că trăim într-un oraș extrem, extrem de poluat, în top 3 capitale europene, avem cele mai mari costuri cu costuri bugetare legate de tratarea afecțiunilor cauzate sau înrăutățite de poluare, spațiu verde extrem, extrem de puțin și noi în paralel cu infringementul pe care îl avem pentru poluarea aerului din București. Și aș vrea să vă reamintesc că conform unui raport oficial al Institutului Național de Sănătate Publică din 2020, dacă autoritățile și-ar îndeplini țintele deja asumate pentru combaterea poluării, speranța de viață a locuitorilor capitalei ar crește cu 4 ani de zile, ceea ce este o cifră absolut fabuloasă. Noi, în paralel, ce facem? Ne extirpăm plăcii plămânii verzi ai capitalei, dar, bineînțeles, plantăm palmieri. Doar anul trecut au fost tăiați din pădurile, puținele păduri rămase în jurul Bucureștiului, peste jumătate de milion de arbori, ceea ce este o cifră absolut imensă. Iar în ultimii 10 ani, din aceste păduri s-au extras undeva în jur de 4-5 mii de camioane cu lemne anual. Imaginați-vă că o suprafață de doar 16% vegetație forestieră, da? Ilfovul se află în zona aceea cu deficit, conform codului silvic. Să iasă din această categorisire, ar trebui să aibă minim 30%. Noi credem că pădurile acestea nu reprezintă doar cherestea, pentru că în momentul de față ele așa sunt văzute, din păcate, de către cei care le administrează. Ele reprezintă mult, mult mai mult, infinit mai mult pentru noi, locuitorii Bucureștiului. Reprezintă sănătate, reprezintă acces la aer curat, reprezintă o formă de educație, o formă de terapie și așa mai departe. Legea asta până acum, toți cei 3 pași pe care i-a parcurs au fost unii pozitivi. Chiar acum o săptămână și ceva, Consiliul Economic și Social a avizat în unanimitate cu 40 de voturi, da, această inițiativă. Deci cumva de la cei din Consiliu până la marile organizații pe care le-am strâns alături de noi, da, cele mai relevante organizații din România, de la WWF, Greenpeace, World Vision, Romanian Business Leader, Fauna și Flora și așa mai departe. Alex Găvan, aș vrea să te întreb, cum se pot implica oamenii, toți cei care vor să contribuie pentru un București cu aer mult mai curat? Este foarte simplu. Din păcate, la noi politicienii reacționează doar la presiunea publică. Și atunci am creat și această petiție pe care cei cărora le pasă de sănătatea lor pot să o semneze pe centuraverde.ro. Acolo vor găsi și toate detaliile legate de această inițiativă, inclusiv de la voi, Adrian Mănuțiu, Florentina Fântânaru, sunt ambasadori ai Centurii Verzi, și ceea ce ne propunem noi prin acest proiect
este să aducem absolut toți factorii politici la masă. Nu contează culoarea lor politică, pentru că poluarea ucide indiscriminatoriu. Nu contează că sunt eu, că sunteți voi în studio, că sunt politicienii sau copiii lor. Mulțumim tare mult pentru intervenția de astăzi, Alex Găvan, și multă baftă cu acest proiect și cu această platformă. Mergem mai departe.